Bună ziua, stimați reprezentanți mass media. Am vrut să facem o manifestație diferită față de alți ani în fața ambasadei Federației Ruse. După cum ați putut observa, mesajul este la fel unul inedit. La mulți ani plecați acasă. Ca să fie clar pentru toată lumea și să nu existe locuri pentru interpretări și echivocuri, noi nu suntem anti-ruși, noi nu suntem împotriva culturii Federației Ruse, împotriva limbii ruse. Noi suntem pentru relații bune cu Federația Rusă, sociale, economice, politice, de orice natură, cu excepția celor militare. Nu putem să acceptăm această nedreptate, nu putem să acceptăm această condiție, acest status quo, în care, fără să fim întrebați, fără să fim de acord și chiar fiind împotrivă, ne trezim cu o armată de ocupație pe teritoriul nostru. Eu știu că armatele se fondează de state pentru a se apăra. Amintiți-mi, vă rog frumos, când Republica Moldova a atacat Federația Rusă și cum am ajuns noi să avem mii de soldați ruși pe teritoriul Republicii Moldova. Mai cu seamă că în această situație s-au pomenit nu doar cetățenii Republicii Moldova, dar și Georgia, Ucraina și multe, multe alte state, multe, multe alte regiuni în care Federația Rusă desfășoară conflicte militare, creând astfel război, sânge, orori și victime. Credem cu tărie că Federația Rusă poate avea și o altă imagine, că putem identifica în Federația Rusă un partener strategic.